Trecem acum la informațiile din trafic și vorbim cu subcomisarul Cătălin Bocai de la Centrul Infotrafic. Bună dimineața! Noi -meața, vă spun și eu, în urmă cu aproximativ 2-3 minute, în județul Cluj a avut loc un grav accident de circulație pe drumul Național 1 C la ieșirea din Dej către Gherla. Un șoferul unui microbus de persoane se pare că a dormit la volan și a pătruns pe contrasens, unde s-a izbit frontal de, de, un alt autovehicul care circula regulamentar. În urma impactului, șase persoane sunt grav rănite. La această oră sunt în drum către Spitalul de Urgență din Cluj. De asemenea, mai avem câteva artere rutiere importante din țară pe care se circulă ușor îngreunat din cauza unui stras subțire de zăpadă ce măsoară 1-3 cm. Astfel de drumuri naționale sunt semnalate în județele Alba, Bihor, Covazna, Gorș, Hunedoara, Mehedin, Sibiu și Vâlcea. Conducători auto care se deplasează în astfel de condiții trebuie să circule cu viteză redusă și să nu bruscheze comenzile vehiculelor. Pe drumul național 1 București Brașov la această oră se circulă destul de bine, însă este posibil ca în următoarele ore traficul rutier să se intensifice. În cazul în care această arteră se va aglomera pe Valea Prahovei, conducători auto pot ajunge de la Ploiești de la Brașov pe ruta drumul național 1 a de Munte cheia să cele. Pentru evitarea evenimentelor nedorite, conducătorii auto sunt sfătuiți să circulând în permanență cu centura de siguranță cuplată, să adapteze viteza la condițiile de drum și trafic, să utilizeze lumina de întâlnire ziua pe toate categoriile de drumuri și să fie mai atenți. La final aș dori să vă spun că, din nefericire, în ultimele 24 de ore la nivel național au fost înregistrate mai puțin de 17 accidente rutiere grave. În urma acestora, 4 persoane au decedat, iar 15 persoane au fost grav rănite. Cauzele au fost, ca de obicei, viteza excesivă sau neadaptată condițiilor de trafic consumul de băuturi alcoolice și neacordarea priorității pentru pietoni. Acestea au fost informațiile de la această oră. Domnule Bocai, vă mulțumim!